Bună! Am fost provocată de către Eliza Maria Cloțea, președintele Asociației Studenți pentru Viață, pentru a răspunde la întrebarea de ce sunt eu pro-viață. Ei bine, eu sunt pro-viață pentru că, în primul rând, mie mi-a fost dăruită viață. Mama mea, în momentul în care a rămas însărcinată cu mine, a aflat că are anumite probleme de sănătate. Medicii au sfătuit-o că ar fi mai bine să aborteze, deoarece există riscul să nască un copil cu dizabilități sau există chiar posibilitatea să moară la naștere. Ei bine, ea a ales viața pentru mine, a ales să-mi dea naștere, iar lucrurile în final s-au terminat cu bine, născând un copil perfect sănătos. Alt motiv pentru care eu sunt pro-viață este pentru că am realizat cât de multă nevoie de sprijin au femeile aflate în criză de sarcină. Adesea ele ajung în situația aceasta din cauza lipsei de sprijin a partenerului, din cauza presiunii la care sunt supuse de către cei din societate, din cauza fricii că nu-i vor putea oferi copilașului tot ceea ce are nevoie sau tot ceea ce își dorește. Noi împreună putem salva două inimi. Putem împiedica o inimă să fie sfâșiată, cea a mamei, și o putem ajuta pe cea care își dorește să bată în continuare, cea a copilașului din pântece. Îi voi provoca mai departe pe Andreea și Alexandru Moraru, pe Diana Guraliuc și pe Ana Maria Avram să răspundă la întrebarea ei de ce sunt pro-viață.